Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nord, învărsător, etalare pentru septembrie 2022. Poate să fie octombrie, poate să fie cât vreți voi, că etalările nu sunt chiar atât de fixe pe cât am vrea noi să credem. Deja au venit câteva mesaje pentru cei cu planete învărsător. Interesant este că din seria mesajelor de la Înger a venit iertarea, dar a venit invers. Probabil că trebuie să ierta sau cineva nu poate încă să vă ierte pentru că probabil că vă alegeți pe voi înșivă. Și spun asta pentru că am văzut niște mesaje, niște cărți și le prezint acum. În pre-etalare se numește. Prima care a venit a fost Valetul de Bâte în aceste de cărți. Poate să fie un copil interesant. Aveți valetul de bute, valetul de cupe și apare iar copilul. Unele dintre voi aveți un copil. Și copilul acesta interesant, știu cazuri. Copilul acesta probabil semn de foc, berbec, leu, săgetător. Exact, regina de spade. E un pic defensiv și poate vă acuză. Aha, interesant, vă acuză că v-ați ales drumul. Ați ales să o luați de la zero, ați ales un nou drum și vă acuză. Eventual cere explicație defensiv, uneori probabil se ceartă cu voi. Acum, trecând peste chestiunea asta că vă valeți și copilul. Dacă ați ales un nou drum, dreptul vostru, apărați-l și manifestați-l cu pasiune și cu înțelepciune, regina de spade. Probabil e un asemn de aer, iar care are o atitudine, ne-a văzut iertarea, nu prea poate să ierte. Și zic de alegeri pentru că a apărut această carte. Imediat o să o explic pentru că văd mai multe mesaje, ca de obicei. Acum, din clarificator, valetul de cupe. Este nevoie să vă exprimați emoțiile. Poate în acest caz pe care l-am prezentat. Sau poate cineva trebuie să așteaptă scuze sau ar trebui să-și prezinte scuzele pentru o anumită atitudine. Aici este. V-ați consumat într-o posibilă căsătorie în care uneori, da, a fost frumos, dar alteori v-ați simțit atât de singuri, atât de apăsători de singuri. Și Asul de spade. Ați luat decizia. Decizia. Adevărul este că aveți ceva de făcut în viață. Aveți o misiune. 6 de bâte. Unii vreți să ieșiți în evidență, dar nu neapărat cu aroganță. Știți că aveți ceva de descoperit. Mai aveți multe lucruri de făcut și dacă acea căsătorie, 10 de cupe, acel ideal în care, da, au fost momente faine. Dar au fost și în singurătate, au fost și multe responsabilități. Nu că ați fugit de responsabilități. Dar trezirea este că aveți responsabilitate, dragii mei, vărsători. Da? Vărsători. Cei cu planete, cu nodul nord, cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, Jupiter. Aveți de făcut o lucrare colectivă. Cine nu s-a trezit la această lucrare colectivă este problema lor, a voastră, cine are de-a face cu un învățător care s-a trezit că are de făcut o lucrare colectivă, reacționați cum vreți. Vărsătorii, unii vărsători știu că repet, s-au trezit. Au învățat să se iubească. Au vindecat multe traume din copilărie. Copilul interior se iubește. Și acum manifestă maturizarea sa, mama, împărăteasa. Nu mai sunteți copii care aveți nevoie de validare, nu v-ați vindecat. Am spus că e chestiune de alegeri pentru că 2 și cu 4 înseamnă 6. 6 sunt îndrăgostiți, 6 trebuie să aleagă între masculin, între feminin sau între dezechilibru și echilibru. 13 moarte și renaștere, casa e numărul morții, da? Moarte și renaștere. Aici este, trebuie transformată relația dintre mamă și copil, deși există foarte multă dragoste, să vă asigur. Foarte multă dragoste între mamă și copil, dragoste, femeia care privește prin inimă, că doar l-a purtat, ați fost purtați de mamă. Și totuși,
Nu înseamnă că știu că o să deranjez multe persoane, dar asta e. Cea mai importantă datorie pe care o avem în această viață este față de noi înșine. Că suntem mame, că suntem surori, că suntem fiice, că suntem ce-o mai fi și avem datorii, într-adevăr, și față de familie, și față de colegi, și față de persoanele cu care creăm relații de dragoste, de stabilitate, de ce-o mai fi. Dar cea mai mare responsabilitate o avem față de noi înșine. 30. Da, trei împărăteasă, să ne iubim. Și asta facem, repet, vindecând traume din copilărie. O, ce cărți au venit! O, ce cărți au venit! Eu știu că deranjează, dar ataie-te. 1. Dorința de a manifesta ceva nou. 17. Numărul stelei. Nu? De a vă vindeca. Poate unii dintre voi știu. Vreți să începeți ceva nou peste hotare sau vă atrage un personaj nou care vine de peste hotare, variază de la om la om, dar. I-am zis, trebuie să alegeți între copil și mamă. Voi fiind mame sau voi fiind copii. Și să vă creați interesant ca și copil calea voastră. Și asta înseamnă iar multe chestiuni care țin de terapie, de vindecare. Pentru că adesea copiii copiază ce văd la părinți. A, da, de fapt psihologie. Hai mă, el a zis acolo ce se întâmplă cu vărsătorii. Eu am zis. Pretalare, vedem ce apare și netalare. Și întâmplător sau neîntâmplător. Și eu am planete vărsător și înțeleg. Înțeleg ce greu este. Dar știu că este foarte necesar. Ce vreau să spun în timp ce am amestecat și acum la fel. Văd Italia, văd Torino. Poate aveți acolo ceva. Învățați italiana sau ați fost prin Italia sau sunteți în Italia, prin Torino, nu știu. Salutări. Pentru cei care rezonează. Torino. China iară. China. Nu știu. O le place mâncare chinezească, nu-mi dau seama. Iar Italia și China. Torino, în mod special, apare. Wow, ce-a sărit! Ia să vedem noi! Wow, 34! Bunăstare! Bunăstare! Abundență! Abun! Bunăstare! Lucruri bune! Lucruri bune! Să vă aducă anul acesta până la final. Peștișorii țin de bani, mă! De bani. 3 și cu 4, 7. Eventual, vă îndepărtați de o relație, așa zisă, stabilă, tradițională, karmică, în care ați avut, nu zice nimeni că n-ați avut un anume tip de spor financiar și mergeți către 3, către 30, pe care l-am văzut, abundența aceea care vine din vindecarea voastră. Mesaje, bănuți oricum, bani, succes, ups, judecata, ia uite, judecata, diavolul. Da, voi vreți să renașteți dintr-o situație toxică, probabil vreți să divorțați de un personaj toxic pentru că 11 ține de justiție. Ați suferit foarte mult lângă cineva care a manifestat ego-ul și nu latura sa sensibilă, 15, tot spre 6 duce, dar în ce fel? Într-un mod autoritar. Ați avut parte de persoane autoritare. Balanță Capricorniu și nu obligatoriu, dar vreți să renașteți. Femeia. 2 și cu 9, 11. Vreți să vă găsiți flacăra geamănă. Vreți să vă să lucrați în grădina voastră interioară. Eu știu. Și acolo să vă regăsiți. Eu știu, față în față cu viitoarea voastră versiune, față în față cu fosta voastră versiune. Sunt chestii, dar aveți de rezolvat niște chestii, probabil legale, dacă nu le-ați rezolvat, cu un personaj toxic. Oricine poate fi acest personaj, soț, soție, rude, colegi la locul de muncă sau niciunul din aceste cazuri, un personaj care e super atras de voi, dar are probleme.
În justiție, probleme legale. Poate personajul are probleme și își dorește foarte mult să fie, probabil, că alături de voi. Nu știm exact. Am dat mesaje, vedem care din ele se manifestă la unii dintre voi. La unii se vor manifesta niște mesaje, la alții alte mesaje. La alții poate niciunul. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învățător. Am văzut la un dat și n-ați debut. O pasiune pentru cineva, o aventură, maybe. La un moment dat. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Septembrie, octombrie. Ia uite, 10 de monede, dar a venit pe orizontal. E un blocaj. Încă mai aveți de lucru. Cu acea familie, cu acea căsătorie, cu neamul din care veniți, cu neamurile lor, cu... Dar, regăsirea independenței, cu manifestarea independenței. Dar, aveți speranță, aveți încredere, aveți viziune și sunteți pregătiți de drum. De drum, poate și practic, dar e vorba de călătoria vieții voastre, nu? Să vă cuceriți misiunea o dată, de două ori, de trei ori. Da, sunteți într-o două relații, într-o relație karmică, între, probabil lăsați în urmă o relație karmică bazată pe aspecte care țin de stabilitate, de sexualitate, poate și un anume tip de agresivitate, și o altă relație de aur, valoroasă, în care vă dați încredere unul în celălalt, sau unul celuilalt, în care manifestați valori înalte, vă dezvoltați, vă ajutați unul pe celălalt să vă dezvoltați calități pe care poate până acum nu le-ați luat în considerare. Wow! Ei, nici eu nu știu uneori ce mesaje vin. Hai să vedem, tăiat, nu mai știu că am tăiat. Regele de cupe, pești, rac, scorpion, sau probabil că cine... Ia uite, judecată. Cineva vrea să renască. Ia uite. Între gemeni și scorpion pentru unii dintre voi, dar trecând peste asta, iar șase, dragă, povestea asta, magician, gemeni pentru unii, o separare, trăsnet, o separare. O separare, separarea voastră de cineva vă face să vă doriți să manifestați flacăra voastră geamănă, un cuplu perfect, un cuplu puternic, un cuplu care, cum a zis, misiune comună împreună. Dar, asta vedem, o dată. De doi. Așa a ieșit, așa a ieșit. Așa a ieșit. O lecuță de... Ați văzut cum s-au mișcat de nesiguranță, aș spune. În trecut, patru de monede, spânzuratul și moartea, da? Ați stat... Pentru mine, patru de monede, în principiu, e relație karmică. În care stați pentru bani, pentru stabilitate, stați lângă oameni tradiționali care nu știu să-și deschidă sufletul, poate sunteți voi, așa ați învățat, așa ați fost educați acasă sau, eu știu, la căminul de copii. E o chestiune. Sau poate nici la căminul de copii, nici acasă, pe stradă, nu știu, cine e așa închis, undeva a văzut. Dar tot o chestiune, tot într-o casă. Patru. E chestiune de casă. Acum zic, ați fost într-o relație în care ați stat în cap, v-ați sacrificat, cel puțin din punctul vostru de vedere. Dar se pare că ați pus capăt. Vreți transformare. Nu mai vreți. Am zis, nu mai vreți să... De ce simt? Nu simt. Îmi vine ca și cuvânt. Unii v-ați simțit abuzați. Acum, ce aveți? Semn de pământ, taur, fecioară, capricorn, pești, scorpion. Trecând peste asta, am zis o transformare, vedeți lucrurile altfel. Unii dintre voi ați ajuns chiar la un grad de înțelepciune în care nu mai vedeți că v-ați sacrificat, vedeți că a fost necesar ca să vă transformați, ca să vă recăpătați credința, ca să deveniți mai puternici. Ok, am putut să stau în cap, vai ce tare sunt, dacă am putut să stau în cap 12 ani lângă cineva, înseamnă că, într-adevăr, pot să fac sport de performanță. Poate sunt un pic ironică, dar e o viziune înțeleaptă.
Doi de cupe în prezent, ce frumos, am zis că manifestați un suflet pereche. Trei de cupe, bucurii cu prietenii. Poate, steaua, am zis, soarele. Vă bucurați. Vă bucurați de o reușită, de o colaborare. Da. Eu chiar am mare bucurie, apropo, prietena mea învărsător, eu pești, o colaborare foarte faină, de care mă bucur și care se pare că are succes, o carte frumoasă. Asta ca să confirm. Trecând peste asta, mai aveți un suflet pereche, în preajmă, care se bucură de reușita voastră și voi vă bucurați de prieteni faini. Cui ne place, asta e, să rămână gelos și cu oftica în brațe, să le fie de bine. Dar vedem și la clarificări, dar deocamdată arată fain. Dacă v-ați găsit un suflet pereche, probabil că mai e o persoană în context posibil, dar vedem. Interesant, astfel de monede. Vin și banii, vine și de la prietenie, de la dragoste, de la colaborare, se naște în acele momente de bucurie, parcă vă și puneți dorința, că asta este o dorință, să se meargă mai departe și probabil că se materializează destul de repede, se manifestă ceva. Vedem, 9 de băte, pe cine blocați și ce blocați și regina de monede. 10 de bute, 3 de bute și regina de cupe și soarele și roata norocului. Wow, ce frumos, și regina de cupe și împărăteasa. Mai deja sunt regina de monede, regina de cupe, regina de foc și împărăteasa. Aș spune așa, că mergeți cu încredere către manifestarea femeii divine, bărbați, femei, ce o să fi, nu știu. Mergeți. Dar începeți acum, puneți bazele unei prietenii, unei colaborări pe care ați visat-o și ați manifestat-o în momentele acelea. Ați visat-o, probabil, cu spânzuratul. Ați anticipat-o. Și ați adus-o la manifestare prin renunțarea la acele blocaje. Poate cineva face un dar de bani, poate începeți un nou job, poate. Ceva nou care ține de bani, de stabilitate, de realitate aceasta pământeană se va manifesta în viitor. Dar mai sunt niște blocaje de trecut. Nu știu ale cui sunt, poate cineva încearcă să vă blocheze, că o fie... Ia uitați cum arată de fain cărțile. O fi o leacă de invidie, nu? Nu știu. Dar dacă, repet... Unii dintre voi, pentru mine, regina de monede înseamnă soția. Femeia tradițională. Nu e pentru voi, îmi pare foarte rău. Vărsător de orice fel ați fi. Nu e pentru voi. Vă apasă. Ok, fac bani, am grijă de copilul meu, mă implic în toate responsabilitățile care țin de casă, mai mult sau mai puțin, fiecare cât poate, cât reușește, v-ați străduit. Dar a fost prea mare consum acesta. Am zis. Vine și pe această diagonală, regina de monede. Prefera să depuneți toate eforturile în a manifesta altceva la distanță, poate peste hotare, dar în primul și în primul rând a manifesta o călătorie care vă vindecă sufletul, care vă luminează mintea, spiritul, care vă aduce mai aproape de, repet, cea mai frumoasă și pasională și specială versiunea voastră. Și probabil că va fi o întâlnire de destin la un moment dat între voi și cineva care va amplifica și va accelera. Va accelera. Această creștere către care multe dintre voi, nu ori fi toate, dar multe dintre voi mergeți. Îmi place când se confirmă, când apar, că ați apărut în etalare. Ce frumos! Și am senzația așa, am eu senzația că odată ce vă alegeți calea voastră, vă veți rezolva și problema cu copiii la un moment dat, nu știu în cât timp. Vor înțelege și copiii și vor avea un exemplu că în viață trebuie să-ți urmezi misiunea. Nu tradițiile,
Nu relațiile karmice, misiunea. Chiar dacă deranjează, eu îmi fac datoria să zic. Aveți de ales ce faceți. Lăsați în urmă conflictele, da? Care v-au pus la pat uneori. V-au blocat mintea, dar v-au și provocat să găsiți soluții, da? Să fiți creativi. Regele de spade, poate un alt semn de aer. Este obsedat sau fixat pe voi sau v-a ținut. E un bărbat și o femeie, dragii mei. V-a ținut într-un program negativ, dar vă vindecați, vă vindecați, măi, dragii mei, cu răbdare creșteți. Cu răbdare creșteți. Deranjează, nu deranjează. Nu mă interesează dacă vor fi dislike-uri, pentru că, ia uite ce zice Tarotela. Uite, asta e. Hai să vedem. Clarificăm patru de... Ce ar mai fi să văd? Poate nu e vorba de căsătorie, poate e vorba de neam, de familie, nu știu, a voastră, a cuiva. Au fost niște sacrificii acolo pe care v-ați hotărât să le transformați, să puneți capăt acestor. Da? Și odată ce v-ați hotărât să faceți acest lucru, sau vă separați de oamenii care vă țin pe loc, de oamenii care nu se deschid. Ori oamenii respectiv încep să fie mai deschiși și să ofere și stabilitate și emoții, că aici este șansa. Cine nu s-a deschis, măi, dă, ia, vedeți ce frumos, acum le văd și eu. Dacă până acum acest bărbat ținea moneda pe suflet, are șansa să dea moneda la o parte, să o ofere separat, dar să-și deschidă și sufletul. Posibil să fie același personaj sau altul. Veți trăi și veți vedea. Și dacă a stat pe loc, până ați amețit, acum aveți amețit de bucurie. Glumesc, mă joc și un pic cuvintele, că na, avem și noi aici planete învărsător, da? Dacă vă doare capul de la stat pe loc, ați învățat că trebuie stat pe loc și dat cu capul în jos, ați învățat așa cu toate durerile și amețelele pe care le aveți să stați în picioare. Ce frumos, măi! Ce drăguț! Vă vindecați de o moarte, de un deces, de, în primul rând, de transformarea asta care e foarte grea, foarte intensă și ține de ani de zile. Și dacă se întâmplă separarea și ruptura de un trecut sau de o situație stagnantă, karmică, dacă este recentă, este și mai greu și normal să apare speranța că vă veți vindeca, că vă veți regăsi puritatea și vă veți bucura de vulnerabilitatea voastră fără să vă mai fie rușine. Și asta înseamnă că vă găsiți valoarea, stima, respectul și nu veți mai permite nimănui să vă pună în cârcă una alta. Interesant mesaje. Hai, patru. Dar mergeți cu încredere spre fericire, spre schimbare, spre pasiune, spre dragoste, spre încredere, spre ucire. Măi, ce căi uitați-vă aici spre ce mergeți? Regina de cupe soarele. Da, poate să fie mama și copilul. O relație care se schimbă. În care nu mai e dependența asta, mama care hrănește copilul, sunt două femei puternice. Aici este exemplul pe care îl dați copilului vostru. Să aibă încredere, să fie creativ, să fie pe picioarele sale, să-și creeze abundența sa, nu să depindă. Acum, trecând peste asta, că tot avem cu mamă și copilul. Poate sunteți altă zodie cu planete învărsător. Măi, vă vindecați sufletul. Vindecați emoțional, e o trezire. Și vindeca și pe alții, copiii, interesări, copiii altora, copii, poate sunt deveniți psihologi, eu știu, vindecători de orice altă natură, și prin astrologie, tarot și alte chestiuni se poate vindeca copilul interior din sufletul multora, și bărbați și femei. Și asta vă va aduce spor. Da? Și încredere în voi, în creativitatea voastră, în magia voastră și în puterea voastră de a iubi și de a pune pasiune în dragoste și într-ajutorarea altora. Asta e. Dacă aveți parte de vărsători toxice, ce problema voastră?
Aici vedem chestii interesante, frumoase, nu știu, așa le văd. Darul meu. Să văd lucrurile așa, probabil. Judecata. Sunteți chemați să ieșiți din conflicte și să străluciți, să vorbiți în public. Să zburați. 4 de monede. Hai, Ela, hai, 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 că am zis că fac jumătate de oră și s-a făcut 12 noaptea. 4 de monede în trecut. Cine acest? Probabil cineva cu marcaj în zodia Taurului, în mod special, sau semn de pământ. Oricine poate să fie. Are acolo. Sau în casa 4. Are acolo o planetă în casa 4 și foarte, foarte... Ia uite. 8 de cupe și cavalerul de băte. Aș spune că lăsați în urmă acest personaj foarte închis, tradițional, crispat. Mai zic un cuvânt, dar dă-s publică și nu pot să zic. Haideți, mă, să mai râdeți și voi. Constipat, mă. Așa, îi lăsați în urmă. Mergeți cu încredere. Eventual, mergeți către oameni care vă stimulează. Poate să fie și către o pasiune, către un personaj față de care simțiți atracție. Poate. Sau poate relația karmică în care a stat, în care ați stat, poate personajul era restrictiv, dar era și playboy, era și plimbăreț și vă eliberați. Sunt multe variante, vedeți, în care vă regăsiți. Spânzuratul, ia uite, 9 de monede. Aici este noua viziune. De ce să stau cu un personaj care nici nu dă bani, nici nu se deschide sufletește, dar se mai duce în stânga, în dreapta? Eventual... Ia să lasă în urmă așa ceva. Eventual să descoper și eu alte chestii. Vă place, nu vă place? Poate acest personaj v-a părăsit pentru altcineva și atunci a zis, măi, m-a părăsit acest personaj la care am ținut, s-a dus în altă parte și eu ce fac? Stau ca fraiera sau ca fraierul și aștept? Ia să-mi văd de independența mea. Și nu mă duc cu oricine, cu orice cavaler, dacă e ceva, dacă ar fi să mă duc, eu mă duc cu 9 de monede, persoană care inspiră, sau dacă nu mă duc, ajung eu 9 de monede și apoi împărăteasă. Bărba, femeie, nu contează ce sunteți, adică persoana independentă, asumată, care își folosește libertatea într-un mod înțelept, nu este libertin, ia uite, vedeți, între libertin și liber. Personajul acesta își folosește sexualitatea într-un mod necontrolat. Acest personaj își controlează sexualitatea pentru că știe că e o forță creativă care va aduce inspirație în toate proiectele pe care le manifestă. Și mai are și pe Horus, iubitul meu. Uliu. Da, o nouă perspectivă. Vedeți cum jonglați și voi în viața voastră, jonglați, jonglați, în fine, cum așezați aceste mesaje din trecutul vostru. La capătul setului de cărți, ia uite, 8 de spade. De ce să stau într-o atitudine de continuă defensivitate, de continuă, da, tot timpul să mă apăr, tot timpul sunt acuzat, acuzată, când pot să fiu foarte bine independent. Moartea. Adică moartea. Sau poate altcineva a făcut aceste... E o atitudine, știți? Vărsătoarele sunt feministe, în general. Pot să fie și feminine, dar și feministe. Ia uite, regele de bâtă. Vă regăsiți încrederea. Și avem mai încolo regina de bâtă. Poate cineva încerca să vă domine, dar mai mult sau mai puțin. Puneți capăt acelei atitudini și deveniți voi regii, reginele vieții voastre. Eventual știți că în această transformare cineva vă așteaptă să vă așezați pe tronul vostru. Poate cineva vă inspiră. Vedeți. 2 de cupe.
Regele de bâte ar putea să fie săgetător, berbec, leu. Poate că cineva vă inspiră la această transformare, la această eliberare de tradiții și regăsirea libertății și independenței voastre. Doi de cupe pentru... Doi de cupe. Ah, ce frumos azi de cupe! O nouă dragoste. O nouă colaborare care aduce multă, multă bucurie. Ia uite, după ce? După câte griji, măi? Dar renașteți din aceste griji și vă regăsiți, repet, încrederea și stabilitatea. Poate cineva vă ajută financiar posibil cu regele de monede și cât era 8 de monede la locul de muncă. Asul de monede. Deci, posibil cineva pentru unii dintre voi să vă ajute. Dar asul de cupe. 3 de cupe clarificăm pentru vărsători. Ce frumos! Vedeți? 2, 2 și cu 1, 3. Asta de fapt înseamnă 3 în varianta sa pozitivă. Două suflete care fuzionează într-unul. Trei de cupe. 9 de cupe. Wow, ce poate fi mai super veselie, super succes. Pentru unii dintre voi. Lumea. 4 de bâte. Ați luat-o de la 0, o luați de la 0. Ia uite, 2 de cupe, 0. Cineva vă cheamă, regina de spade, vă cheamă așa, în necunoscut spre altceva. Spre altceva. Sau poate separarea de acel ideal vă creează alte oportunități. 2 de cupe, 0, 4 de bâte. Adică un suflet pereche, un suflet geamăn, flacără geamănă. Posibil peste hotare, posibil la distanță cu steaua și cu lumea, posibil. Hai să vedem steaua, clarificăm steaua pentru vărsători. Eu sunt mai vărsătoare decât zodia în care sunt. Hai, ia uite, 5 de spade, invidie mai! 5 de spade, steaua, ia uite, cum a plecat, își vede de așa, ia uite cum umble, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Ia uite ce face, se duce cu prietenii, ia uite la câte evenimente se duce vărsătoarea, vărsătorul sau ce mai fi. Invidii, wow. Că renașteți, mă, că aveți pasiune, că poate că cineva stă cu ochii pe voi și se creează ceva, zero, asul. O nouă flacără în viața voastră se manifestă, dar alt semn de aer posibil sau alte persoanele din, nu știu, persoane sau poate, nu mai contează cine. O femeie, doi bărbați. Sau o femeie și un bărbat, eu știu. Sunt bărfe, asta e clar. Invidii. Sper că nu faceți voi așa ceva, nu cred. Nu cred. Dar hai să mergem totuși 5 de spade, clarificăm 5 de spade. Ia uite, valete de bute. De ce? Pentru că asul ăsta de cupe vine și cu pasiune. Proiectul, relația, prietenia. Cineva regretă. Regretă și bea cupă după cupă în timp ce voi. Regretă că v-a abandonat. Și acum voi vă bucurați. E dreptul vostru. 9 de monede, 9 de cupe, să fiți independente. Asul de monede, hai să vedem. 2 ași deja, foarte fain. Ia. Și asta vrea să iasă. Să fiți între două persoane. Una vă mai părăsește din când în când, cealaltă rămâne de văzut. Da. Ori voi, ori cealaltă persoană aveți de ales între două relații.
Interesant ce mai simt. Acum nu știu. Poate cineva cu marcaj în semn de pământ se simte abandonat de această atitudine și își regăsește pasiunea într-o altă direcție. Posibil, posibil. Deci văd ce semn de pământ. Pentru unii dintre voi care încheie relația cu vărsătorul, moarte, vărsător, și se duce către cineva cu marcaj în semnul de aer, de apă, că tot avem aici multă apă. Eu știu, există și posibilitatea asta. Poate cineva părăsește pe un personaj cu marcaj, un semn de pământ, interesant. Un semn de pământ, asul de monede și cinci de monede, care ar fi vrut, eu știu, poate că a sperat, a vrut, eu știu, a crezut că își va găsi stabilitatea, cinci ține de Marele Preot, dar s-a simțit abandonat. A rămas relația în faza de as. S-a simțit abandonat. Acest personaj își regăsește vitalitatea, pasiunea, posibil într-o altă relație cu un semn de apă. Posibil. Și atunci, dacă acel personaj își găsește pasiunea, poate că varianta negativă a unor vărsători este să încerce ceva, o împăcare, nu știu. Spun ce mesaje vin. Taur, Fecioară, Capricorn. Da. Fecioară, probabil. Se eliberează. Ar putea, nu știu, așa simt. Vedeți și voi. Pentru cine acest mesaj? Pentru că aici sunt foarte multe cupe, foarte multă apă. Poate aveți voi planete în semnul peștilor, că doar sunteți vecini, da, vărsători cu pești, na. Ar fi culmea, așa cum și eu am și voi aveți. 9 de bute. Iar, nu e posibil un semn de foc va tot crea probleme pentru unii dintre voi. Sau un scorpion vă blochează, ori un semn de foc va tot crea probleme. Dar dacă vor fi blocaje la un moment dat, altă interpretare, dacă vor mai fi niște blocaje, le veți transforma. Ce înseamnă asta? Veți transforma blocajul în oportunitate. Asta înseamnă transformare, alchimie. Cu alte cuvinte, suferința devine sursă a alchimizării voastre. Regina de monede, iar spre a filozofa, mai să fie. Da, stai, cu tarotul, mai ajungem și pe aici. Regina de monede. Upa, așa. Doi de băte. Au temperatul. Mai dăm o carte, doi de băte. Planuri. În primul și în primul rând, unele dintre voi vă faceți planuri ca să vă mențineți, eu știu, stabilitatea, valoarea. Aveți de ales între două persoane. Una veche, alta nouă. Sau poate ambele sunt noi. Interesant. Asta sunt prea multe. Regele de... Extraordinar! Nu știu dacă sunteți voi. Poate că sunteți voi, nu știu. Posibil un semn de pământ are de ales între voi și un alt cuplu, regele, regina de cupe, de uite, să se elibereze de sentimentul că au fost trădați, că au suferit. Că e o nepotrivire, să zic, de caractere. Posibil. Nu știu cine. V-am mai zis, apare ceva.
Sau poate voi, poate, asta e clar, sigur sunteți voi aici, unii, nu unele, aveți de ales între postura aceasta tradițională și eliberarea de tradiții, de jigniri, de sacrificii, cum văzusem mai devreme. Sacrificiul independenței voastre, interesant, sacrificiul independenței voastre, ce frumos. Înțelegeți? Înțelegeți, normal. Aveți de ales. Nu e spade, nu sunt doi de spade, doi de bâte, dar aveți de făcut planul. Ce e mai convenabil? Să stați în relația karmică, în relația de lungă durată, care va aduce stabilitate, dar e prea tradițională pentru gustul unui vărsător de orice planetă ar fi? Sau să vă eliberați acest sentiment de stat pe loc, de sacrificiu, de durere și să vă găsiți, ia uite, sufletul pereche, măi, asul de cupe și doi de cupe. Repet, nu știu dacă sunteți voi. Poate e cineva din viața voastră care pleacă din viața voastră, dar frumos ar fi să fiți și voi. Aș vrea. Aș vrea. Pentru că apar cărți, ia uitați ce frumos. Regele de bâte e aici la transformare, vă așteaptă să tronați alături de ei. Și apare regele și regina de cupe. Adică, în primul rând, vă regăsiți emoțional și apoi vă veți regăsi și fizic, eventual. Nu cum se întâmplă adesea, mai întâi fizic și apoi emoțional. De data asta, începeți mai întâi emoțional și apoi fizic. A, ce ziceam, zisese mai devreme, vedeți? Valetul de bâte pe care l-am zis, posibil valetul de bâte un copil în semn de foc sau de aer vă acuză că vreți să vă găsiți calea să vă vindecați. Mesaje și mesaje. Dar cel mai frumos este acest as de cupe cu 2 de cupe, 3 și 9 și a și steaua și ce fain. Și asul de monede. Dacă începeți un proiect, probabil că o perioadă vă veți chinui, dar vă veți găsi victoria în timp. Trebuie să aveți răbdare 5 și până 6. Se va echilibra. Poate cineva vrea să vă ajute financiar, interesant, să începeți un proiect. Există și varianta asta. Am zis de persoană de pământ, dar sunt multe. Eu văd multe. Vă place, nu vă place asta? Văd multe. Vedeți pe unde sunteți și voi. Vedeți, s-a încheiat cu doi de bâte și aici. Doi de bâte. Trebuie să vă faceți planul. Cum e mai bine pentru voi? Mesaje. Cu alte cuvinte, a fost, din punct de vedere financiar, a fost ok cu relația karmică, dar cu relația de la sub, între două suflete perechi sau între flăcări gemene, va fi nu ok financiar, va fi abundență, împărăteasa, măi. Deci nu trebuie să vă faceți griji niciodată, orice ați fi cei care ascultați, când alegeți între relația karmică și sufletul pereche sau flacăra geamănă, veți avea abundență. Pentru că vă susține Universul, vă susțin îngerii. Vi se creează oportunitate. Nu mă vă mai chinuiți pentru banii ăia, nu mai îndurați, nu mai înghițiți, eu știu, diferite chestii, gogoși, suferință, jigniri, ce mai se închide într-o relație karmică. De-aia apare 10 de spade. Acuzații, responsabilități până vă consumați energiile. Nu. Cu sufletele perechi și cu flăcările gemene, vin lucrurile mult mai ușor. Mesaje de la Înger pentru vărsători și vărsătoare. Wow! Lucrurile sunt mai profunde decât par să fie și exprimați-vă dragostea prin... A zis cineva și exprimă dragostea prin daruri. 19, numărul soarelui, am văzut, va aduce cineva multă bucurie. Și 22. Eu știu, poate era... Eu știu ce-o fi cu 22 ăsta. Posibil, 2 și cu 2, 4, după o relație așa, după o tăcere, după o tăcere, cineva vă va oferi un dar. Și la voi a apărut, I love you. Nu știu dacă, e și 33, ce frumos, apreciați acest moment, 33 e număr maestru.
Și 22 și 33, ce numere, adică e o vibrație înaltă. Partenerul, chiar dacă nu e lângă voi, vă simte, vă așteaptă, vă adoră, vă adoră și își va exprima într-un fel sau altul. Se va exprima. Ce frumos, ce interesant. Ce interesant, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.